Slăvit să fie Domnul! În tematica noastră, care se ocupă potrivit Scripturilor de lucruri vechi și lucruri noi, după ce am sesizat într-o primă lecție cele două legăminte, pentru că tot ceea ce trebuie făcut sau se poate face este pe baza unei înțelegeri. Noi nu puteam din capul nostru să ne apropiem de Dumnezeu. El a intenționat și elaborat un legământ între dumnezeire și umanitatea căzută în păcat. Într-o a doua lecție ne-am oprit să sesizăm templele Vechiului Testament, adică locașul unde Dumnezeu se putea întâlni cu omul, chiar dacă într-o formă încă de după perdea, fără a se permite o întâlnire directă. În lecția a treia am observat cele două preoții, cea din Vechiul Testament, care era legată de templu despre care am vorbit, și cea din Noul Testament, care presupune evident un templu altfel structurat despre care am vorbit, și o altă preoție, cea a Marelui Preot, Domnul Iisus Hristos, și a preoției generale, adică a tuturor celor ce li se permite să se apropie de Dumnezeu. În lecția aceasta, a patra, ne vom opri să observăm jertfele din Vechiul Testament și apoi pe cele din Noul Legământ. Pentru că preotul nu putea să se apropie de Dumnezeu fără jertfă. Jertfa fiind un sacrificiu al ființelor vii sau a unor daruri din bunuri materiale aduse pe altar pentru Dumnezeu în vederea refacerii relației dintre om și Dumnezeu și după aceea a păstrării acestei relații, comuniuni. În Noul Legământ, jertfa Domnului Hristos a împlinit dreptatea divină în mod deplin și desăvârșit și de atunci nu se mai admit jertfe ale ființelor vii. Nici animale, nici păsări, se admit doar ofrande materiale și slujirea oamenilor. Dar să le parcurgem pe rând, oprindu-ne mai întâi la jertfele Vechiului Testament. Așadar, avem în Vechiul Testament, după cum vă citesc din Evrei, capitolul 8, versetul 3, două categorii de ofrande aduse în fața lui Dumnezeu. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. Dar le vom lua în ordinea lor cerută și valorică, oprindu-ne mai întâi la jertfe. Jertfele erau din animale, cu condiția să fie animale curate, o împărțire mai veche, despre care aflăm și pe vremea lui Noe. Și el, când a adus jertfă, n-a adus decât tot din animale curate. Dar să deschidem pentru puțin la Levitic, capitolul 1, pentru a sesiza în primele capitole din această carte unele explicații despre jertfele aduse în fața lui Dumnezeu. Cea din tâi menționată aici este arderea de tot. Iată o scurtă caracterizare. Citesc deci din Levitic, capitolul 1, de la versetul 3. Dacă darul omului va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără cusur și anume să-l aducă la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului ca să fie plăcut Domnului. Deci, acel animal era considerat că se prezintă prin preot, prin sanctuar, prin templu, direct înaintea lui Dumnezeu. Iată procedura. Să-și pună mâna pe capul dobitocului, adus ca ardere de tot, și va fi primit de Domnul ca să facă ispășire pentru el. Să junghe vițelul înaintea Domnului și preoții fiului Aaron să aducă sângele și să stropească de jur împrejur pe altarul de la ușa cortului întâlnirii. Să jupoaie vițelul adus ca ardere de tot și să-l taie în bucăți. Fiii preotului Aaron să facă foc pe altar și să pună lemne pe foc.
Preoții fiii lui Aron să așeze bucățile, capul și grăsimea, pe lemnele puse pe focul de pe altar, să spele cu apă măruntaiele și picioarele și preotul să le ardă toate pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. Deci, iată că așa cum era și numele, ardere de tot, măruntaiele care necesita o spălare era efectuată și animalul era ars integral, ars de tot. O altă jertfă, așa după cum avem scris în capitolul 3, era jertfa de mulțumire. Important de reținut și numele, pentru că de fapt semnifică scopul pentru care era adusă. Iată și de aici o scurtă secvență, citesc doar de la versetul 3. Din această jertfă de mulțumire să aducă drept jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ține de ele, cei doi rinichi și grăsimea de pe ei și de pe coapse. Iată că aici nu se mai ardea tot, doar o parte din trupul animalului jertfit. Restul era oferit preoților pentru întreținerea lor, pentru consum. Toți cei ce erau curați puteau să mănânce. Apoi în capitolul 4, cum se vede titlul în traducerea noastră, avem jertfe pentru ispășire. Iată câteva detalii. Când va păcătui cineva fără voie împotriva vreunuia din poruncile Domnului, făcând lucruri care nu trebuie făcute? Și anume, enumeră dacă a păcătuit preotul. Îi spune ce se aducă. Apoi, în versetele următoare, observați, apare un alt titlu. Când toată adunarea a păcătuit. Era o procedură asemănătoare. Când păcătuiește o căpetenie, este un alt titlu. Apoi în capitolul 5, asemănătoare cu jertfele pentru ispășire, erau jertfele pentru vină. Deci și unele și alte erau ocazionate de existența unui păcat descoperit, de care omul era conștient și pentru care trebuia adusă jertfă Domnului. Aș conchide aceste noțiuni cu cele scrise în capitolul 6, de la versetul 25. Vorbește lui Aron și fiilor lui și zi: iată legea jertfei de ispășire. Vita pentru jertfa de ispășire să fie junghiată înaintea Domnului, în locul unde se junghe arderea de tot. Ea este un lucru prea sfânt. Preotul care va aduce jertfa de ispășire, acela să o mănânce, și anume să fie mâncat într-un loc sfânt, în curtea cortului întâlnirii. Deci, cred că a sesizat că aceste jertfe erau socotite sfinte și că ele erau aduse de om, repet, prin intermedierea preotului, dar socotite direct înaintea lui Dumnezeu. Acestea oricum trebuiau să îmbunătățească relația cu Dumnezeu sau să o refacă. Dar, așa cum am spus de la început, toți jertfele își aveau rostul să mențină relația omului cu Dumnezeu. În scopul păstrării relației, evreii aduceau în fiecare zi jertfă. Exista o jertfă zilnică, necurmată, despre care vă citesc în Exod capitolul 29, la versetul 38. Pagina 93. Iată ce să jertfești pe altar: 2 mei de un an, în fiecare zi, necurmat. Un miel să-l jertfești dimineața, iar celălalt miel seara. Menționez doar întreagăt, căci cu ocazia sărbătorilor, jertfe erau amplificate, sacrificându-se în funcție de specificul sărbătorii mai multe animale. Acum ne deplasăm în Levitic capitolul 17 pentru a vedea cea mai înaltă jertfă ce trebuia adusă, cea mai necesară. Era ziua cea mai specială, era singura zi în care marele preot intra cu sânge în locul preasfânt,
Acolo intra să se întâlnească cu Dumnezeu. Fără sânge nu îi se permitea. Iată ce scrie aici, în Levitic, capitolul 16. Legea pentru sărbătoarea de peste an a ispășirii. Fără să intru în detalii, erau doi țapi care se sacrificau. Unul pentru Domnul, care se ardea pe altar, și unul pentru Azazel. Acel țap era împovărat cu păcatele poporului și alungat în pustie. Ambii sunt un simbol pentru răscumpărarea efectuată prin Domnul Iisus Hristos. S-au încercat unele explicații, încercând să fie separată natura acestor doi țapi, socotindu-se că doar cel sacrificat pentru Domnul este o reprezentare a Domnului Hristos, iar celălalt ar fi de o imagine negativă. Nu poate diavolul și nici vreo imagine negativă să primească păcatele și să le suporte. Erau țapi pentru ispășire. Iar lucrarea Domnului Hristos are valențe diferite. Dar nu intru în detalii, probabil vom mai reveni. Ceea ce este important de reținut și voi citi de pe pagina din dreapta, Levitic, capitolul 17, încheind ideea despre jertfe, este scris aici de la versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor Israel și spune-le, iată ce a poruncit Domnul. Dacă cineva din casa lui Israel junghie în tabără sau afară din tabără un bou, un miel sau o capră și nu-l aduce la ușa cortului întâlnirii ca să-l aducă dar Domnului înaintea cortului Domnului, sângele acesta va fi pus în socoteală omului aceluia, a vărsat sânge. Omul acela va fi nimicit din mijlocul poporului său. Și acum rețineți. De aceea copiii lui Israel, în loc să junghie jertfele pe câmp, te-ai hotărât să sacrifici un animal. Nu puteai să o faci asta în grădina ta. Trebuie să le aducă la preot, înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii și să le aducă Domnului ca jertfe de mulțumire. Preotul să le stropească sângele pe altarul Domnului, la ușa cortului întâlnirii și să ardă grăsimea care va fi de un miros plăcut Domnului. Să nu-și mai aducă jertfele lor la idolii cu care curvesc. Aceasta va fi o lege veșnică pentru ei și pentru urmașii lor. Să le spui, dar, dacă un om din casa lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în mijlocul lor aduce o ardere de tot sau vreo altă jertfă și nu aduce la ușa cortului întâlnirii ca să o aducă jertfii Domnului, omul acela să fie nimicit din poporul lui. Deci iată că orice sacrificiu al unui animal, orice viață jertfită, trebuia privită prin prisma sângelui care se scurgea. Despre asta scrie în continuare. Iată ce vă citesc aici. De la versetul 10. Dacă un om din casa lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în mijlocul lor mănâncă sânge, de orice fel, îmi voi întoarce fața împotriva lui și îl voi nimici, căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. Deci, atât de importantă a socotit Dumnezeu valoarea sângelui și a vieții, încât orice sacrificiu căpăta o conotație de jertfă. Dar, repet, cea mai înaltă jertfă era jertfa din ziua ispășirii. Vreau să menționez în scurt că pe lângă aceste jertfe care presupuneau sânge, o viață, se aduceau ca daruri și bunuri materiale. Ele erau asociate jertfelor. Pentru asta vă citesc cele scrise în Numeri, capitolul 15, unde ni se spune în ceea ce este scris sub titlul Legi asupra jertfelor, cu ocazia fiecărei jertfe, ce mai trebuia să aducă omul. Doar ideea o lansez. Versetul 3. Și veți aduce Domnului o jertfă mistuită de foc, fie o ardere de tot, fie o jertfă adusă pentru împlinirea unei juruințe sau ca dar de bunăvoie, sau la sărbătorile voastre, deci toate jertfele.
purtau această caracteristică. Cel ce își va aduce darul său Domnului, să aducă Domnului ca dar de mâncare, asta lângă animalul sacrificat. A zecea parte dintr-o efă de floare de făină, frământată într-un sfert de hin de un de lemn, iar vin pentru jertfa de băutură, la arderea de tot sau la jertfă, să aducă un sfert de hin de fiecare miel. Pentru berbeci erau alte cantități, pentru viței alte cantități, nu asta contează. Doar ideea că lângă jertfă se aduceau ofrande din roadele pământului, fie solide, fie lichide. Și mai exista acea jertfă de mâncare care era tot, fie din un de lemn, fie din făină sau din vin. Ce mai trebuie să menționez este scris în Luca capitolul 2 și are simbol în Noul Testament, Domnul făcea referire, Levitic 2 de la versetul 11. Niciunul din darurile pe care le veți aduce ca jertfă de mâncare înaintea Domnului să nu fie făcut cu aluat. Singur la rusalii se permitea. Și apoi versetul 13. Toate darurile tale de mâncare să le serezi cu sare. Să nu lași să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea, care este semnul legământului Dumnezeului tău. La toate darurile tale de mâncare să aduci sare. Evident că n-am prins toate noțiunile. Scriptura ne prezintă și despre jertfa care se aducea și despre felul în care se prepara un de lemnul pentru sfeșnic, dar noi ne ocupăm acum strict de jertfe. Haideți să trecem la partea aplicativă. Care a fost scopul divin al aducerii jertfelor? Toate normele metodologice i-au privit atunci pe preoți. Două idei aici. Jertfele erau necesare pentru iertarea păcatelor, pentru ispășire. De aceea se cerea sânge, sacrificiu. Pentru că Dumnezeu a spus încă de la început lui Adam, plata păcatului este moartea. Și nici o altă contravaloare nu poate să justifice omul păcătos. Un om care păcătuiește nu poate să spună, Doamne, am făcut un păcat, postez 7 zile pentru asta și s-a iertat. Doamne, pentru o faptă rea fac 10 fapte bune. Doamne, am să-mi vând mașina și dau în numele Tău. Nu este primit. Plata păcatului este moartea. Trebuie jertfă, vărsare de sânge. Așa am citit și din Levitic 17, versetul 11. Mai fac aici mențiunea din Numeri capitolul 15, important de reținut, că nu toate păcatele puteau fi justificate nici măcar cu sânge. Doar păcatele fără voie erau justificate prin jertfă. Numeri capitolul 15, de la versetul 28. Preotul să facă ispășire pentru cel ce a păcătuit fără voie înaintea Domnului. Când se va face ispășire pentru el, îi se va ierta. Deci de îndată ce sângele ajungea înaintea Domnului, omul era iertat. Atât pentru băștinașul dintre copiii lui Israel, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor, să fie aceeași lege. Și insistă, când va păcătui fără voie. Dar dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, hulește pe Domnul. Acela va fi nimicit din mijlocul poporului său, căci a nesocotit cuvântul Domnului și a călcat porunca lui, va fi nimicit și își va lua astfel pedeapsa pentru fără de legea lui. Deci iată că păcatul cu voia nu s-a iertat nici în Vechiul Testament, nu se iartă nici în Noul Testament, Evrei capitolul 10, și a spus Domnul în Marcu 3 că este un păcat veșnic, nici măcar în veacul viitor. Deci jertfele rezolvau doar păcatele fără voie. Existau și spălări diferite care țintesc tot spre spălările din Noul Testament. Dar o altă idee foarte importantă este că jertfele trebuiau să fie absolut curate, să corespundă cerințelor sacre, pentru că ele țintesc spre ființa și jertfa Domnului Hristos și trebuiau să fie un simbol cât mai fidel. Iată ce vă citesc din cartea Maleahii la capitolul 1,
unde Dumnezeu mustră poporul său pentru că ei tratau jertfele care le aduceau așa cu ușurătate. Să uităm ceva lui Dumnezeu, că are pretenții, cu alte cuvinte, că astea sunt regulile lui, fără să înțeleagă cerințele divine. Mai întâi cerințe exterioare, fizice. Maleahi 1, de la versetul 7. Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți, cu ce te-am sporcat? Prin faptul că a zis, masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă ovită o arbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți unea școapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia două dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea, va ține seama de ea, zice Domnul oștirilor. Și apoi, versetul 11, căci de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutine se arde tămâie în cinstea numele meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată și ce aduce, ea este o mâncare de disprețuit. Voi ziceți, ce mai osteneală și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop, beteag. Iată darul de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Nu. Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juriește și jerfește Domnul o vită beteagă. Căci sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat între neamuri. Deci evreul, înainte de a-și sacrifica animalul, trebuia să-l cerceteze, să fie din categoria animalelor curate, să n-aibă handicapuri fizice, pentru că era prezentat înaintea lui Dumnezeu. Să observăm și cerințele de ordin interior, așa cum citim din Isaia capitolul 1. Ei nu-și găseau rezolvare dacă duceau doar animalele să fie sacrificate și fără să-și pună inima. De ce cere Dumnezeu aceasta? Și atunci totul se făcea, tot prin credință. Isaia capitolul 1, citesc de la versetul 11. Ce trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Zice Domnul, sunt sătul de arde tot ale berbecilor și de grăsimea viților. Nu îmi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Parcă intră în contradicție cu ceea ce Dumnezeu ceruse. Să nu vă prezentați înaintea mea fără sânge și aici zice, ce-mi trebuie sângele vostru? Cu alte cuvinte, evrei trebuie să înțeleagă că Dumnezeu n-a vrut ca templul să fie un abator, de unde o parte să se ardă în cinstea lui Dumnezeu și o parte să se întrețină preoți. Când veniți să vă îmbățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Deci pierderea purității, a sacralității, anula totul. Nu mai aduceți darul de mâncare nefolositoare, că-și mie scârbă de tămâie. Nu vreau lunoi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să vă nelegiuite amănântul cu sărbătoare. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Deci iată că lângă acea jertfă, preotul, și avem mențiuni în Vechiul Testament, trebuia să spună, Doamne, iartă nelegiuirea poporului tău, primește jertfa noastră. Amintiți-vă de primele jertfe menționate, Cain și Abel. Una a fost primită, cealaltă n-a fost primită. Pentru că mai întâi închinătorii nu au fost într-o stare plăcută lui Dumnezeu. Atât viața lui Cain cât și jertfa lui a fost fără sânge sau darurile lui. Pe când viața lui Abel și jertfa lui din ce a avut mai plăcut, mai valoros, a adus-o Domnului. În concluzie putem spune că cei din Vechiul Testament care se închinau, chiar dacă își aduceau jertfele și din punct de vedere exterior, legal, puteau să spună ce a cerut Dumnezeu, i-a oferit. Fără atitudinea lor interioară corectă, jertfa lor rămânea o formalitate care îl indigna pe Dumnezeu și care făcea ca să nu obțină păcătosul iertare de păcat. Dar toate acestea au fost limitate și temporare. Pentru că a venit Noul Testament și Ioan Botezătorul, cel prin care se încheie mandatul legii, spunea, citesc din Ioan capitolul 1, versetul 29,
cu referire la Domnul Iisus Hristos, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El a înțeles foarte clar că toate jertfele își vor avea împlinirea în Domnul Hristos. Și Apostolul Petru, la rândul lui, face o mențiune foarte categorică și clară în 1 Petru, capitolul 1, despre valoarea jertfele Domnului Hristos, despre care vom vorbi imediat. Citesc de aici, de la versetul 18, 1 Petru 1 cu 18, că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de temerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Trec cu aceasta la jertfele din nou legământ, de fapt la jertfa care face trecerea posibilă. Să observăm împreună jertfa Fiului lui Dumnezeu. Amintiți-vă că în Vechiul Testament, când se jertfea acel miel la Paște, era luat în ziua a 10-a, ținut în familie, până în ziua a 14-a. La o diferență de 4 zile, în mii de ani ar fi de la creație până la venirea Domnului. Și apoi era sacrificat. Cineva spunea într-un mod plastic, în acele 4 zile mielul trebuia să fie îndrăjit de toți cei din casă. Dar fără sângele său curs, evreul nu putea să capete viață sau să-și păstreze viața în noaptea ispășirii din Egipt și nici să fie eliberat. Gândiți-vă la imaginea lui Avram în fața singurului său fiu pe care îl iubea. Cum s-a urcat cu el pe muntele Moria. Eu cred că Dumnezeu și-a trăit dimensiunea iubirii față de fiul său într-un mod mai înalt decât noi părinții. De aceea jertfa sa, aducerea ca ispășirea fiului său, a constituit atât din partea tatălui cât și a fiului ceva mai înalt decât ne putem noi da seama. Sacrificiul Fiului lui Dumnezeu. În mod special în Epistola către Evrei, unde ne vom îndrepta și vom poposi, în capitolele 9 și 10, se dezbate despre jertfa Domnului Hristos. În capitolul 9 este evidențiat sângele ca jertfă, care de fapt era esența jertfei, iar în capitolul 10 se insistă pe trupul său adus ca jertfă. Dar să citim din capitolul 9, de la versetul 12. Domnul Hristos a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ar fi fost simplu, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Și acum explică din Vechiul Testament, arătând valoarea Domnului Hristos, că toată epistola către evrei e statuată pe această diferență dintre vechi și nou, și arătând cu cât mai bun, mai valoros, mai binecuvântat și mai înalt este tot ceea ce ține de noul legământ. Da, să ascultăm citirea. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, de ordin fizic, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este mijlocitorul legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei care au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Și continuă apoi, de la versetul 22, și după lege, după cerința divină, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare.
Dar deoarece tipurile lucrurilor care sunt în cer au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Și mai adaug de la versetul 25. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intra în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Slăvit să-i fie numele! Merită să ne oprim de mai multe ori în viață, zilnic, aș spune, și să apreciem jertfa Fiului Dumnezeu. În Israel jertfa era zilnică, în fiecare dimineață. Și în fiecare seară, cel puțin, aș spune, trebuie să ne gândim la jertfa permanentă, la jertfa din cer. Iar în capitolul 10, cum vă spuneam, Scriitorul se ocupă de trupul său. Iată ce scrie de la versetul 5. De aceea, când intră în lume, el zice: tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai permis nici ardere de tot, nici jertfă pentru păcat. Trebuiau suspendate. Atunci am zis: iată, mânsul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arde de tot, nici jertfe pentru păcat. Lucruri, aici apare o explicație, în paranteză, aduse toate după lege. Apoi zice: iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună loc pe a doua. Prin această voie, deci prin acceptul său, prin angajamentul său profetic, potrivit planului veșnic, am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos o dată pentru totdeauna. Versetul 12. El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să fie făcuți așternut al picioarelor lui. Căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Deci, siguranța noastră pentru mântuire nu e dată doar de faptul că l-a rugat pe Dumnezeu să ne ierte, să-și facă milă cu noi. Noi avem certitudine. Nici diavolul nu mai poate zice nimic. Cerul întreg a fost martor la prezența Fiului Dumnezeu cu sânge în cer. De acum suntem ispășiți. Tot ceea ce cerea dreptatea divină a fost achitat prin Domnul Iisus Hristos. Și mai citesc tot din Evrei, capitolul 13, versetul 11 și 12. În adevăr, trupurile dobitoacelor căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt pentru păcat sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sânge lui, a pătimit dincolo de poartă. Cu aceasta trebuie să ne amintim de acei țapi, unul jertfit acolo și unul alungat, dar ambii cu referire la ceea ce Domnul Hristos a realizat. Nouă ne-a rămas pâinea și rodul viței, ca simbol al trupului și al sângelui său jertfit, pentru că el a fost preot după rânduiala lui Melchisedec și nouă ne-a ieșit în cale ca la Avram, cu trupul și cu simbolul sângelui său. Prin cele două elemente, arătând că acea preoție fără jertfă era mai mare ca cea cu jertfă. De aceasta beneficiem noi. Aș mai adăuga, cu referire la jertfa unică și eternă a Domnului Hristos, că fiind adusă în cer, a curățit, ispășit, judecat și rezolvat toate lucrurile pentru toată veșnicia. Fac mențiunea aceasta potrivit celor scrise în Daniel, capitolul 9, versetul 24, pagina în Scripturi 870. De săptămâni, aici este un extras dintr-o profeție, au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la
ispășirea nelejuirii până la aducerea neprihănirii veșnice. Iată cum scopul divin este prezentat în mod foarte concentrat aici, în mesajul profetic. Și din Noul Testament, și din alte epistole, ca să nu rămânem numai la epistola către evrei, citesc din Romani, capitolul 5, versetele 9 și 10. Deci cu atât mai mult, acum când suntem socotiți neprihăniți, prin sângele Lui vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Deci mânia se descoperă împotriva păcatului, pe noi ispășirea ne-a scăpat de păcat și Dumnezeu nu mai este mâniat pe noi. Căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, dacă suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Aș mai face mențiunea întreagă fără să citesc alte referințe, că El, prin jertfa sa, rezolvă și greșelile ce mai apar în viața de credință, atunci când mijlocește pentru noi ca mare preot. Ne-a rămas ultima parte, jertfa ce trebuie să o aducă credinciosul. Noi suntem preoți și putem să aducem jertfe. Jertfele noastre trebuie să fie precum ale Fiului Dumnezeu. Benevole, din iubire, și am distins două jertfe. Cea din tâi e jertfa ființei noastre. Fără această jertfă, cea de-a doua, n-are valoare. Nu mă califică drept preot să pot aduce jertfa cealaltă. Iată ce vă citesc din 1 Corinteni 6, versetul 20. Și acum avem de-a face doar cu referințe nou-testamentale. 1 Corinteni 6, cu 20. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Deci noi am fost sfințiți, am fost cumpărați și de acum suntem, zis așa, animale curate, ce pot fi aduse ca jertfă. Jertfa nu presupune sacrificiu, ci oferirea voluntară pentru Dumnezeu, să te dai lui Dumnezeu. Iată ce vă citesc și din Roman 12, versetele 1 și 2. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre. Asta înseamnă, de fapt, întreaga ființă, nu să-i dai doar trupul. Dumnezeu are nevoie de mintea ta, să-i slujești cu tot ce ai, ca o jertfă vie. Deci Vechiul Testament avea jertfe moarte. Noi suntem jertfe vii. Jertfa din Vechiul Testament în câteva ore se consuma pe altar. Noi trebuie să ne consumăm o viață întreagă. Sfântă, plăcută lui Dumnezeu, cerinții ca și în Vechiul Testament. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci este nevoie să ne oferim viața înaintea lui Dumnezeu. Pot fi folosite diverse simboluri. Poți să spui că te aduci Domnului ardere de tot, poți să spui că te aduci ca o jertfă de mulțumire și pentru tot ce a făcut Dumnezeu te simți dator să slujești și tu. Apostolul Pavel îi plăcea să se considere o jertfă de băutură, turnată, peste jertfa Domnului Hristos. Iată ce scria el în Filipeni 2, de la versetul 17. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre și în esență peste a Domnului, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Știți jertfirea lui Pavel, sacrificiile făcute de el, cum era gata să dăruiască Dumnezeu și vroia lucrul acesta să fie realizat de către toată biserica. Iată ce scrie el în Roman 15. Ce scop avea el în lucrarea ce o făcea? 15 cu 16. Ca să fiu slujitor lui Iisus Hristos între neamuri, eu împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei Dumnezeu pentru ca neamurile să fie o jertfă bine primită.
sfințită de Duhul Sfânt. Și aici, ca exemplu, să înțelegem mai bine, mai citesc din Romani 8, pentru că dacă nu ne dăm pe noi lui Dumnezeu, ce alte slujbe nu sunt primite și sunt foarte, foarte parțiale. În Romani 8 se spune despre cei din Macedonia. Iată, mai întâi versetul 5. 8 cu 5. Și-au făcut aceasta, deci dăruirea lor, strângerea de ajutoare și trimiterea lor ulterior la Ierusalim, nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Deci după ce te-ai oferit să slujești lui Dumnezeu, să slujești biserici, este foarte simplu după aceea să aduci alte jertfe. Dar până nu ți-ai jertfit viața, e greu să aduci alte jertfe. De exemplu, o jertfă este cântarea. Dacă nu vrei să te consumi pentru Dumnezeu, să vii la repetiții, să muncești, să-ți faci timp pentru asta, să te duci în misiune. Dacă nu oferi mai întâi jertfa ființei tale, cum vei oferi jertfa cântării tale? A spune, făcând comparația cu cele ce am citit în Vechiul Testament, că peste arderea de tot, de exemplu, sau jertfa de mulțumire, sau lângă ea, se aducea făină și alte libații, un de lemn sau vin, așa este și acum. Eu, ființa mea, este jertfa esențială. Lângă mine trebuie atașată slujirea mea. Și aici apare jertfa darurilor și a serviciilor credincioșilor, care trebuie aduse ca ofrande lui Dumnezeu. Iată ce scrie în Evrei, capitolul 13, versetul 15. Prin el, adică prin jertfa care ne-a permis să intrăm în comuniune cu Dumnezeu, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzilor noastre care mărturisesc numele Lui. De aceea noi tot ce facem, trebuie să facem în numele Domnului. În virtutea jertfei Lui, asociem și jertfa noastră. De altfel, noi suntem una cu El. Tot aici, versetul 16. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Deci, ceea ce facem, trebuie să socotim că este un dar pentru Dumnezeu. Suntem datori, ființa noastră aparține. Și pentru a înțelege că dacă nu ne dăm lui Dumnezeu cu tot ce suntem și avem, există riscul să ne jertfim pe alte altare și asta să fie o mare abatere. Spunea Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 6, versetul 24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și acum, concret, iată ce scria Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, despre felul în care oamenii practicau cultul în vremea aceea. 1 Corinteni 10, de la versetul 18. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Evident că da. Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolor este ceva sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc demonilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu demonii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul demonilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa demonilor. Sau vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie, suntem noi mai tari decât El? Deci toți oamenii se sacrifică pentru ceva. Unii se sacrifică, de exemplu, pentru o știință pe care o studiază. Și toată viața s-au dedicat o cercetării, aprofundării într-un domeniu. Alții se sacrifică pentru sport și sunt în stare să se supună, cum zice Pavel, la înfrânări, să efectiv să-și jerfească viața pentru o cunună care se vestejește. N-ar trebui să facem o distinție clară între ceea ce trebuie să se întâmple cu ființa noastră
Și ceea ce se întâmplă cu lumea de afară, a cui trupul meu, trupul dumitale, este a Domnului, este o jertfă. Are reguli de slujire. Eu nu pot să fac cu trupul meu ce vreau. E jertfa lui Dumnezeu. Eu nu pot să fac din activitățile mele ceea ce vreau eu. Ei, cu asta să nu înțelegeți că noi trebuie în mod forțat acum. Legăm vita și n-are decât să stea acolo până când o sacrificăm. Este un act voluntar. Și în ideea aceasta, tot Vechiul Testament trebuie să ne îmbunătățească slujirea noastră. Vechiul Testament a avut un prim folos pentru evrei, dar un folos pentru noi să ne facă să înțelegem mai mult felul în care ar trebui să slujim lui Dumnezeu. Felul în care Domnul Iisus Hristos s-a jertfit pentru noi. Iată ce scria Osea în capitolul 6 cu 6 al cărții sale, pentru că vreau să punctez asta în încheiere, că Dumnezeu niciodată n-a fost încântat de jertfe aduse prin animale. El dintotdeauna a vizat altceva. Ele erau doar o prefigurare. Și dacă atunci avea Dumnezeu și alte pretenții, dar acum, Osea 6 cu 6. Căci bunătate voiesc, nu jertfe. Adică Dumnezeu ar fi fost mai bucuros să nu păcătuiască oamenii, să fie nevoiți să-și aducă jertfe. Ce credeți, Domnul Iisus acum în cer, în fiecare zi, cu cât e mai listă lungă, mai lungă lista de vinovății ale pocăiților, cu atât e mai bucuros? Nu, cred că ar fi încântat când se uită pe lista care merge de la Betel în cer să spună, pentru astăzi, pentru frații și surori de la Betel, nu e nimic de ispășit, foarte bine. Și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arder de tot. Sau Psalmul 51 este foarte bogat în înțelesul profund al jertfelor, al ceea ce Dumnezeu a intenționat. Iată ce scrie în 51, de la versetul 16. David zice, dacă ai fi voi jertfe, ți-aș fi adus. Dar ție nu-ți plac ardere de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit, deci cu ocazia aducerii jertfii, omul trebuia să înțeleagă cât de mâhnit trebuie să fie Dumnezeu, care va accepta pentru păcatul omului să-și jertfească fiul. Cât de îndurerat trebuia să fie ca supărat pe Dumnezeu. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Dacă omul a înțeles gestul acesta, apoi zice David, atunci vei primi jertfe neprihănite, ardere de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Deci după ce am fost iertați, apoi să venim cu jertfa slujirii noastre, cu dăruirea noastră, purtând amintirea solemnă ce nu se va pierde în toată veșnicia, căci cerul și pământul, viii și morții au fost rezolvați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Cei dinainte e Domnul Hristos, cei de după El, toți au fost și au primit ispășirea în jertfa sa. Atașat jertfei sale, și asta este ultima referință ce vă dau, 1 Petru, capitolul 2, versetele 5 și 9, este jertfa noastră. Puțin ne-a rămas. Dacă nici atâta n-ajungem, n-aducem și n-ajungem să înțelegem, oare ce poate să spună Dumnezeu despre noi? 1 Petru 2 cu 5. Și voi că niște pietre vii sunteți zis ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești. Deci totul este într-o înțelegere spirituală, nu mai este un trup și un sacrificiu al jertfelor fizice. Plăcute lui Dumnezeu și rețineți prin Iisus Hristos. Fac aici o mențiune. Uneori se confundă lucrurile. Și dacă în Vechiul Testament este scris că faptele cele mai bune sunt ca o haină mânjită, auzim pe unii care spun, frate, tot ce facem noi, auzi, nu are valoare înaintea lui Dumnezeu. Nu are valoare până la ispășire, dar după ce suntem iertați,
Jertfele noastre nu sunt haină mânjită. Haina noastră a fost spălată. Sunt jertfe duhovnicești. Sunt un dar bine primit înaintea lui Dumnezeu. Și versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Și iată aportul nostru, jertfa noastră, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru jertfa sa și Domnul să ne ajute să ne jertfim și noi, să ne consumăm și prin tot ceea ce facem, în familie, este o jertfă, în biserică și în societate, să facem totul în numele Domnului, cu dăruire, căci toate acestea vor avea o răsplată. Amin.